Atât fiicele, cât și rudele femeii o plâng pe cea care le-a dat viață și le-a fost alături de mai bine de un secol. Femeia avea două fiice, 3 nepoți și 5 strănepoți. În ultimul moment, da, ultimile două seri. Două zile n-am mai vorbit. În rest, n-am mai mâncat și n-am mai vorbit. Am murit foarte liniștită, n-am avut probleme. Tot cum a fost, cu minte și... Rudele susțin că ultimile două zile au fost un calvar pentru baba Rusalina. Aceasta nici n-a mai vorbit, nici n-a mai mâncat. A fost bună în viața ei. Cu toată lumea nu s-a certat cu nimeni. Chiar și vecinii regretă trecerea neființă a Rusalinei. Aceștia susțin că nu au avut probleme cu bătrâna niciodată. Femeie ca lumea. Lumea, eu cu ea nu m-am certat niciodată. Eu sunt venită din altă parte, ea s-a mutat după ce am venit eu aici. Dar eu cu ea nu m-am certat. V-ați înțeles bine? Da, foarte bine. M-am înțeles cu ea, m-am înțeles bine. Baba Rusalina nu a fost uitată nici de 1 martie. Polițiștii i-au făcut o surpriză și i-au oferit un mărțișor, o floare, dar și o felicitare. Femeia va fi înmormântată mâine.